Kilometri de plasă și zeci de kilograme de pește prins ilegal au fost ridicate din lacul Beleu de către inspectorii de mediu. Bazinul acvatic face parte din rezervația naturală Prutul de Jos, iar pescuitul în acest lac este interzis pe tot parcursul anului. Conducerea rezervației spune că nu are suficienți angajați pentru a asigura respectarea interdicției. Da. Ne aflăm pe lacul Beleu, în rezervația Prutul de Jos, unde este eliberat din plasă peștele care este în stare vie, eliberat un carp. 9 inspectori de mediu au efectuat razii timp de 2 zile în zona satelor Văleni și Slobozia Mare din raionul Cahul. Ecologiștii au ridicat din lac peste 3 km de plasă și aproximativ 80 de kilograme de pește pe care l-au eliberat. Mai multe specii, specii, crab, sum, caras, plătite. Proprietarii plaselor nu au fost identificați. În zonele naturale protejate, pescuitul, cu excepția celui științific, este interzis și se pedepsește cu o amendă de până la 1500 de lei. La mijlocul lunii aprilie, polițiștii de frontieră au prins 2 tineri care noaptea pescuiau ilegal în lacul Beleu. Atunci, inspectorii de mediu au depistat 16 plase de monofilament cu lungimea de 1600 de metri și aproape 40 de kilograme de pește. Directorul rezervației naturale Prutul de Jos, Gheorghe Vasilica, spune că nu poate asigura paza lacului, mai ales că în perioada sărbătorilor numărul cazurilor de braconaj este în creștere. Paza lacului zilnic o asigură 4 persoane. Perimetrul lui e în jurul la 10 de kilometri. Ne trebuie sute de persoane ca să-l înconjurăm, să nu putem permite să intre. Beleu este unul dintre cele mai mari lacuri din țară, cu o suprafață de peste 6 km pătrați.